Bine ați venit la emisiunea Ascultarea Credinței. În ziua de astăzi vreau să împărtășesc cu dumneavoastră un mesaj sintetic pe baza epistolei către Tit, apostolului Pavel. Un mesaj care este o invitație la a explora împreună etosul creștin. Încep meditația mea cu câteva observații generale. Întoarcerea fiecăruia dintre noi la Dumnezeu este însoțită de întrebări noi. Acum când viața mea s-a schimbat, acum când m-am întors la Dumnezeu, când am devenit creștin, cum trebuie să fiu eu în lumea aceasta? Ce anume trebuie să mă caracterizeze azi, la momentul acesta? În ce fel trebuie să mă vadă ceilalți? Fără îndoială că o schimbare a avut loc, un început nou, un început pe care îl pot descrie în multe feluri, naștere din nou, convertire, întoarcere la Dumnezeu. După ce acest eveniment a avut loc, el este clar, bine așezat. Ce urmează după? Cum trebuie să fiu eu și toți ceilalți din adunare, toți ceilalți din poporul lui Dumnezeu, între ceilalți oameni? La aceste întrebări, și în trecut și în prezent, s-au dat tot felul de răspunsuri. Fiecare dintre aceste răspunsuri, în mod fundamental, are intenții bune. Dar adesea aceste răspunsuri sunt niște răspunsuri reactive. De exemplu, o bună parte de vreme, adunările noastre, oamenii care le alcătuiesc, au fost și sunt cunoscuți de către cei din viețile lor, de către cei din jurul lor, ca fiind oameni deosebit de negativi. Dacă îi întrebi pe cei de lângă tine ce spun despre tine, adesea vei vedea abordarea aceasta. Da, omul acesta, de când s-a întors la Dumnezeu, nu mai e așa, nu mai face lucrurile acestea, nu mai trăiește în felul acesta. În mod fundamental, această abordare nu este greșită. În viața unui creștin trebuie să existe într-un mod clar un mesaj cu privire la anumite lucruri pe care omul acela nu le mai face. Lucruri de care omul acela caută să stea departe. Această abordare, în esență negativă, are și minusuri. Noi ajungem să fim cunoscuți prin ceea ce nu suntem, prin ceea ce nu facem. Știm că lucrurile cele sunt adevărate, dar ce vreau să spun în ziua de astăzi este că nu sunt suficiente. Cei de lângă noi, oamenii în mijlocul cărora noi ne trăim viața, mai întâi trebuie să ne cunoască într-un mod pozitiv. Trebuie să ne cunoască prin ceea ce suntem, prin ceea ce facem, iar abia apoi prin ceea ce nu facem. Așadar, în esență,
Meditația mea din ziua de astăzi este o chemare la a întoarce lucrurile acestea. La a începe cu ceea ce suntem, cu ceea ce facem, iar abia apoi cu ceea ce nu facem. În felul acesta, viața creștină are un impact mai puternic. În Noul Testament, una dintre scrierile care abordează lucrul acesta este epistola apostolului Pavel către Tit sau Titus. Este o epistolă scurtă, 3 capitole. De aceea, toate referințele din această epistolă vor fi generale. Pentru că vreau să te invit să citești epistola aceasta. Nu îți ia mai mult de 12-13 minute să o citești. Este o epistolă densă. O epistolă care atinge acest subiect, etosul creștin. Cum trebuie să fie cei care s-au întors la Dumnezeu? În mijlocul lumii în care se află. Nu este pentru prima oară când în emisiunea noastră eu ating subiectul codurilor relaționale. Apostolul Pavel în epistolele lui, epistola către Efeseni, epistola către Coloseni, iar din nou aici, epistola către Tit, atinge tema aceasta. De ce? În Imperiul Roman, în viacul întâi, avem o tradiție puternică în ce privește organizarea societății, prin prisma codurilor de familie. Celula de bază în organizarea imperiului este familia sau gospodăria. Familia extinsă cu toți din ea. Familie în care există structuri clare și răspunderi clare. Apostolul Pavel preia tiparul acesta și îl regândește în termenii creștini. De aceea în epistola aceasta avem din nou o readucere în atenție a acestor coduri. Și el vorbește despre cum trebuie să fie cei bătrâni. Cum trebuie să fie femeile bătrâne. Cum trebuie să fie femeile tinere și lista merge mai departe. Într-un mod succint, în dreptul fiecărei categorii de vârstă sau de sex, există instrucțiuni clare la cum trebuie să fii. Ce trebuie să spui, ce trebuie să faci, care îți sunt răspunderile la acel stadiu din viața ta. Unele vor fi răspunderile pentru cel în vârstă, iar altele vor fi răspunderile pentru cel tânăr. De exemplu, cel bătrân trebuie să fie treaz. Un om vigilent, un om vrednic de cinste, un model de cumpătare. Un om sănătos în credință, în dragoste și în răbdare. Apostolul Pavel vede finalul vieții noastre de credință din punct de vedere fizic ca atingând acest apogeu. Pe măsură ce se adună anii, vegherea, cinstea, credința, dragostea și răbdarea trebuie să meargă tot mai sus. Cu privire la femeile în vârstă, purtare cuvincioasă,
să nu fie clevetitoare, să învețe pe alții ce este bine, să învețe pe femeile tinere. Această răspundere de a da generației care vine după tine, moștenirea ta, experiența ta, învățătura ta, este o prioritate. Cu cât se adună anii, cu atât ai adunat mai multă experiență de viață și este răspunderea ta să o împărtășești cu cei mai tineri. Cu privire la femeile tinere, la soțiile tinere, răspunderea lor este să-și iubească soții și copiii, să fie cumpătate, cu viața curată, să-și vadă de treburile casei, să fie bune, să fie supuse bărbaților lor. Vedem aceste coordonate care trebuie să fie manifestate deplin la acest stadiu al vieții. Coordonatele dragostei, curăției, cumpătării, bunătății și supunerii. Apostolul Pavel se adresează apoi celor tineri. La tinerețe, ca și creștin, ți se cere în mod special cumpătare. Lucrul acesta este deosebit de important și voi reveni asupra lui în partea a doua a meditației mele. De asemenea, Apostolul Pavel are un cuvânt și pentru robi. Știm că suntem într-o vreme a istoriei în care sclavia este una dintre cele mai puternice instituții ale Imperiului. Și dacă avem creștini care sunt sclavi, și pentru ei, în starea aceea, există răspunderi de îndeplinit. Supuși stăpânilor, să le fie pe plac în toate lucrurile, să nu le întoarcă vorba, să nu fure, să dea dovadă de credincioșie, să facă în totul cinste învățăturii lui Dumnezeu. O împrejurare de viață, sclavia, deosebit de grea. Evanghelia creștină poate fi experimentată și într-o astfel de situație. Cel care este sclav, sclav creștin, are acest fel de a fi, de a se purta ca o mărturie a Evangheliei în viața lui. Dacă vă uitați la toate aceste trăsături le veți vedea atât în ce privește pe bărbatul în vârstă, cât și pe femeia în vârstă, cât privește pe femeia, soția tânără, pe cei tineri. Veți vedea în cea mai mare proporție, în cea mai mare parte, toate lucrurile acestea sunt pozitive. Ce anume trebuie să te caracterizeze? Ce anume ai de făcut? O chemare la acțiune. Etosul creștin este în mod fundamental pozitiv. Este în mod fundamental activ. În felul acesta, într-un mod deosebit de detaliat și practic, Apostolul Pavel îl învață pe Tit pentru creștinii pe care îi slujește. Ce anume înseamnă să fii lumină în această lume și sare pentru acest pământ? Aceasta este misiunea noastră. Așa ceva se așteaptă de la noi. Viața creștină este o viață sub har. Și aici, în epistola către Tit, avem unul dintre cele mai sintetice versete cu privire la etosul creștin, la viața sub har. Și citez, harul lui Dumnezeu ne învață să rupem cu păgânătatea și cu poftele lumești și să trăim cu cumpătare,
dreptate și evlavie, așteptând fericita noastră nădejde. Acest verset aduce împreună lucrurile care trebuie date la o parte și lucrurile care trebuie aduse în atenție. Ce-a fost înainte? Acel mod de viață păgân. Acel mod de viață caracterizat de pofte. Așa ceva trebuie scos. Așa ceva trebuie să rămână în urmă. În viața unui creștin, această delimitare de viața veche trebuie să fie un lucru permanent. Harul lui Dumnezeu ne învață să rupem cu tot ceea ce a fost vechi în viața noastră. Da. Dar trăirea noastră are coordonate constructive. Și aici avem patru lucruri esențiale cu privire la această trăire sub har. O trăire în cumpătare, o trăire în dreptate, o trăire în evlavie și o trăire în așteptare. Haideți să luăm pe rând, deosebit de succint, pe fiecare din aceste patru lucruri care trebuie să ne caracterizeze trăirea, indiferent de vârstă, indiferent de sex, indiferent de statut, oricine ai fi, oriunde ai fi, la orice stadiu al vieții te-ai afla. Un creștin trăiește o viață de cumpătare. Este un om care evită extremele. Ce este prea mult, ce este prea puțin, este la fel de greșit. Dacă luăm un exemplu foarte la îndemână, cu privire la mâncare. Omul care mănâncă prea mult își face rău lui însuși. Omul care nu mănâncă deloc, de asemenea, își face rău lui însuși. Omul care mănâncă doar atât cât are nevoie, acela este omul care este cumpătat în ce privește mâncarea. Aplică principiul acesta la toate lucrurile din viața ta. Aplică-l la somn. Aplică-l la muncă. Aplică-l la tot ceea ce faci. Un creștin trebuie să fie cunoscut de către toți ceilalți ca fiind un om de mijloc. Un om echilibrat. Un om în a cărui viață se vede această bine așezare între extreme. Omul acela va fi un om care va inspira încredere. În mijlocul nenorocirii, în mijlocul dezastrului, un creștin va fi un punct de referință. Toți ceilalți vor ști că nu-l vei putea împinge nici într-o extremă. Va fi un om nepărtinitor. Un om limpede la minte, un om echilibrat. A doua trăsătură a trăirii noastre trebuie să fie dreptatea. Omul drept este omul care urăște minciuna. Este omul care luptă împotriva parțialității. Este omul care se împotrivește nedreptății.
Coordonata dreptății în viața unui creștin are întotdeauna de-a face cu statutul pe care îl are omul în viață. De regulă, cel puternic va fi predispus la abuz. De regulă, cel sărac va fi nedreptățit. Un creștin trebuie să fie omul care ține lucrurile acestea pe linia corectitudinii. Nu contează cine ești, nu contează cât ai sau cât nu ai, trebuie să fii drept. Trebuie să te porți cu dreptate. Trebuie să fii un om corect. Un om al adevărului. Un om care nu se poartă părtinitor față de ceilalți. Sunt eu, ești tu, cunoscut în felul acesta. Un om care trăiește cu dreptate. Vei putea trăi în felul acesta dacă te-ai asigurat că nu te poate manipula nimeni. Că nimeni nu are control asupra ta. Nici unul dintre noi nu este un om perfect. În viața fiecăruia dintre noi există slăbiciuni. Dar fiecare dintre noi este chemat la o viață de sfințenie și de cinste. Orice eroare trebuie mărturisită și lupta pentru dreptate trebuie să rămână o prioritate. Al treilea lucru care trebuie să fie în viețile noastre și cunoscut în felul acesta de către toți ceilalți oameni este evlavia. Un creștin este un om care știe că înțelepciunea, adevărata înțelepciune, începe, este posibilă numai în viața unui om care se teme de Dumnezeu. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Un creștin este cunoscut de către ceilalți ca fiind un om care se teme de Dumnezeu. Un om care știe că atunci când lumea îi cere anumite lucruri, lucruri care nu sunt bune, lucruri care sunt manipulabile, lucruri care nu sunt neapărat deosebit de clare, ei trebuie să știe că el, ca și creștin, din frică de Dumnezeu, nu le va face. Oricât ar fi de atrăgătoare lucrurile acestea, de puternice, există limite peste care el, din frică de Dumnezeu, nu le va trece. Această viață trăită, știind că este cineva atotputernic, drept, bun, sfânt, care mă cunoaște și mă vede non-stop. Așa ceva trebuie să știe oamenii și despre mine și despre tine. Ești un om care trăiești cu evlavie, un om care te tem de Dumnezeu, un om umil, un om care își vede limitele, un om care are convingerea că aici el întotdeauna va fi mic, întotdeauna va fi cu limite mari, întotdeauna va fi un om care își trăiește viața într-o dependență deplină de Dumnezeu. Și așa ajungem la al patrulea lucru care trebuie să ne caracterizeze viața. Trăirea. O trăire de așteptare. Un creștin trebuie să dovedească prin trăirea lui
că el așteaptă altceva. Ce este aici, ce are aici, ce se întâmplă aici, nu este totul. Urmează ceva mai bun. Urmează ceva mai puternic. Noi suntem oameni care așteptăm o cetate a cărui meșter și ziditor este Dumnezeu. Noi așteptăm o lume mai bună. În ce fel această așteptare poate fi văzută și percepută de ceilalți, iar din partea noastră poate fi o mărturie? Noi nu ne legăm inima de lucrurile de aici, dar noi nici nu disprețuim lucrurile de aici. Noi suntem așezați de Dumnezeu în lumea aceasta să avem grijă de ea, dar nu ne lipim inima de ea. Noi știm că lumea aceasta trece, dar noi niciodată nu vom fi oameni care distrugem lumea aceasta. Atâta timp cât trăim în ea, vom fi o mărturie pentru ea. Vom fi oameni care slujim în ea. Vom căuta să fim niște indicatoare pentru lumea care vine, pentru veșnicia lui Dumnezeu, pentru împărăția lui Dumnezeu. De aceea, în viața noastră, lucrul care vine pe primul loc va fi acela care ne-a fost poruncit de Dumnezeu. Noi, înainte de orice, suntem oameni care căutăm împărăția lui Dumnezeu. Noi știm că această împărăție a fost inaugurată aici, prin întruparea, lucrarea, jertfa, învierea și înălțarea lui Iisus Hristos. Noi știm că așa ceva a început deja și urmează să-și aibă împlinirea în viitor. Noi așa trebuie să fim văzuți de cei din jurul nostru, așteptând fericita noastră nădejde. Și arătarea Marelui nostru Dumnezeu și Mântuitor, Iisus Hristos. Noi suntem oameni care privim, care așteptăm ceva mai bun, ceva mai solid. Așteptăm cetatea care are temelii tari. Așteptăm o patrie mai bună. Cetățenia noastră este o cetățenie cerească. De acolo, de sus, așteptăm pe Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos. El va schimba trupul stării noastre smerite și îl va face asemenea trupului slavei sale. Etosul creștin are aceste patru coordonate. Cumpătarea, dreptatea, evlavia și așteptarea. Eu trebuie să-mi cercetez viața în permanență. Mai întâi să mă asigur că cele vechi s-au dus. Am făcut și voi face tot ce pot să o rup cu ele. Iar apoi să trăiesc în felul acesta. Apostolul Pavel își încheie epistola către Tit, adunând toate lucrurile acestea, toate, în următoarele cuvinte. Aceasta este bine și de folos pentru oameni. Noi ne punem întrebarea aceasta. În ce fel trebuie să fim și să trăim pentru a fi de folos celorlalți? Nu te întoarce la căile vechi. Du o viață de echilibru. Fii un om drept. Teme-te de Dumnezeu.
și așteaptă a doua venire a Domnului. Dragii mei, acestea au fost lucrurile pe care am vrut să le împărtășesc astăzi cu dumneavoastră. Până pe data viitoare, Dumnezeu să vă binecuvinteze!